Locuitorii comunei Bodești, cei care stau pe strada Cotună, sunt nemulțumiți de defrișările care au început de câteva zile pe albia râului Cracău. Aceștia nu sunt de acord cu tăierea copacilor și a vegetației de pe albia minoră și majoră a râului, deoarece apa care se adună în urma ploilor le poate inunda grădinile aflate în apropierea cursului de apă. La noi asta e durerea, când e taie până aici, până în terenurile noastre agricole care sunt. Ori aici s-au întâmplat multe inundații și inundația nu trebuie să vină în fiecare an. După cum se vede în toată țara, să vină odată la 50 de ani. Noi trăim aici și am avut ocazia să avem apă în curți și în casele noastre. Dacă mergeți un pic mai încolo să filmați, o să vedeți că, într-adevăr, noi suntem megieși cu apa aici. Au început să defrișeze total albia Cracăului, dizvelesc toate pietroaile care sunt. O depășit și albia minoră și albia majoră. O lăsat o porțiune chipurile că îi pierdea de protecție, dar prin față zice că nu o taie, prin spate auzăm din sursele, așa, tot care lucrează aici oameni, că ar tăiau. Noi acum suntem speriați că în momentul când vine apa, nu mai știm ce să facem. Locuitorii din Bodești de Jos au ieșit și astăzi în număr destul de mare pentru a protesta la decizia luată de tăierea copacilor, pe care o consideră ilegală. Acesta este râul Cracău. Acum el curge în condiții normale, e limpede, merge. Se vede, se poate observa cum albia minoră deja este atacată. Se duce către versantul drept, cum stăm în fața asta, cu fața către sud. Da. Așa. Să tai ras complet tot până pe malul cealaltă, dacă se poate vedea camera, și până la podul care vine, care trece peste Cracău. După ce termină tăierea de la vale de punte, se mută la deal, către Cracăuani. Tot din surse am auzit. Și uite, se poate observa cum apa deja și-a făcut cursul către malurile noastre, către proprietățile noastre. La o nouă viitură, rupi tot, nu se mai găsește nimic în cale, că e ras tăiat, ras complet, și de aici se vede că exact în casele noastre se duce. Cetățenii din Bodești au încercat să vorbească cu cei care se ocupă de această acțiune, dar nu au primit niciun răspuns. Ei nu știu cine se ocupă de defrișarea din comuna lor și consideră că această lucrare este o afacere între mai multe persoane. Nu știm cine este. Spune că de la Apele Române. Societatea care taie aici, am văzut că are număr de Suceava, de la pe mașinile care sunt. I-a intrat cum îi cheamă, nu vor să spună nimic. Mai toține locale, primăria, nu au zis? Primăria, primarul a zis că e la Apele, când nu răspundi, dar eu, din cât se vede, ar fi o legătură, o cârdășâie ceva. E un jaf, oricum, se vede că e jaf. Primăria spune una, domnii care răspund cu exploatarea aici spun alta. Respectiv, domnul Mușat Daniel este împuternicit cu responsabil cu exploatarea asta. Și astăzi un utilaj și trei muncitori lucrau la tăierea copacilor și la scoaterea lor din acea zonă, însă la sosirea echipei TLM au plecat. Au o macara de asta cu gheară. Uitați-vă ce copacii care puteau să rămână. Ăsta e acum în timp la mancoace. Sunt și oameni din Bodești care sunt de acord cu această defrișare pe care o consideră una bună și una benefică pentru comună. Din cauza animalelor, din cauza vulpi, scântăți, câini, să acești și ești pe părău. Da. E bună această defrișare? E foarte bună. Foarte bună. Plus că se valorifică câinile astea, să le faci și pielez, nu știu boala faci cu ele. Lumea din partea de jos spune că poate să le inunde gospodăriile. Păi nu inundă, că asta tai din albia părăului, marginea și cu ăsta, nu tai nimeni. Deci rechițele mari rămân și numai pe prun, pe albia părăului îl tai. Am încercat să luăm un punct de vedere al autorităților locale cu privire la această situație, însă primarul și viceprimarul nu au fost de găsit, iar secretarul primăriei a admis că aceste lucrări aparțin de Apele Române. Eu nu pot să răspund nimic. Apele Române răspund. Apele Române răspund? Da. Am înțeles. Apele Române e pe albia minoră râului Cracău, ca să știți. Am înțeles. Și albele române dispun de defrișările care sunt făcute. Ei au făcut marcare, ei au făcut totul. Am înțeles. Pe teritoriul lor. Am înțeles. Teritoriul statului. Am înțeles. Ioan Păvăleanu, directorul Apelor Române Neamț, știe de lucrările de curățare a albiei râului Cracău din comuna Bodești și spune că acestea sunt legale. Este un contract încheiat între Administrația Națională de Apă Siret Bacău și această firmă, un PFA,
prin care firma se obligă să salubrizeze și să defrișeze Albia Minoră, administrată de Administrația Națională a Apelor Române, Albia Minoră a râului Cracău, în vederea asigurării scurgerii debitului la viitor. Da. Cetățenii de acolo se plâng de faptul că le pot fi inundate grădinile dacă se taie. Nu cred că tocmai defrișarea se face scopul scurgerii mai eficient a debitului în zonă. Nici de cum ca să inunde. Deci nu este benefică defrișarea. Până la clarificarea tuturor problemelor, cetățenii din Bodeștiul de Jos nu rămân indiferenți și vor protesta în fiecare zi atâta timp cât utilajele vor continua să le taie arborii din zonă și să le afecteze grădinile sau culturile agricole.